Vă invit acum cu respect, frați și surori, doamnelor și domnilor, oriunde v-ați găsit dumneavoastră. Dacă aveți Biblia la dispoziție, deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 1 la 9. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 9. Iar acest pasaj glorios despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos spune în felul următor. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Amen. Cuvântul Domnului este un cuvânt viu. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt al înțelepciunii, un cuvânt inepuizabil. De aceea nu vor fi sărbători de Paște, nu va fi sărbătoare de Crăciun, nu va fi sărbătoare de înălțare sau de botez în care mesajul Evangheliei să se epuizeze. Slujitorii lui Dumnezeu, păstorii, episcopii, oamenii lui Dumnezeu să nu mai aibă ce să vorbească din aceste pasaje. Astăzi, pentru noi cei de aici din California, la concluzia sărbătorii Paștelor, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Ca să găsești pe Iisus cel viu. Ca să găsești pe Iisus cel viu. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos a fost ziua cea mai neagră din univers. Pentru că este un paradox această moarte. Apostolul Pavel spune despre el în cuvinte adevărate, a lui care are singurul nemurirea, Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. El are singurul nemurirea, sigur, împreună cu Tatăl și cu Duhul, cu care sunt una în ceea ce formează dumnezeirea. Cum a fost posibil ca cel ce nu moare să moară? Ca cel care a creat universul să fie acum în poziția în care universul să asiste la moartea lui. Cea mai neagră zi din istoria universului. De ce universul s-a cutremurat? S-a întunecat cerul, s-a cutremurat pământul. Învierea lui Iisus, pe de altă parte, este ziua cea mai strălucitoare din univers. În sfârșit, oameni și cosmos, oameni și cosmos vor avea posibilitatea ca să fie răscumpărați, să învieze din morți și prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a muri, să capete răsplătirea cerească, viață eternă. Sfântul Apostol Pavel scrie în Romanilor, în capitolul 8, spune acest lucru, că atât Sfinții lui Dumnezeu, cât și cosmosul, în Biblia noastră este tradus firea, cosmosul, creația, suspină și așteaptă ca Dumnezeu să o înnoiască. Și Domnul a făcut o promisiune solemnă, datorită învierii lui, iată, eu fac toate lucrurile noi. Dar trebuie să-L cunoști pe acest Iisus Hristos. Trebuie să ai o părtășie personală cu El. O relație personală cu El. Cine îl poate cunoaște pe Iisus Hristos? Cine îl poate găsi pe Domnul nostru Iisus Hristos?
Din pasajul pe care l-am citit astăzi sunt trei lucruri. Sunt trei răspunsuri la această întrebare cu privire la cei ce vor să-L găsească și pot să-L găsească. În primul rând, dacă vrea cineva să-L găsească, aceștia sunt cei ce-L caută în ciuda obstacolelor. Cei ce-L caută în ciuda obstacolelor. Dacă vă uitați împreună cu mine în versetul 1, care este baza mesajului nostru de astăzi, spune: Maria Magdalena a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Piatra a fost un mare obstacol. Și ea se gândea, și au vorbit cu celelalte femei, dacă ne vom duce la mormânt. Cum? Cum să intrăm în mormânt? Cum să-L atingem pe Domnul nostru chiar mort? Cum să mai adăugăm la balsamele care au fost puse pe El? Ele s-au dus să caute un mântuitor mort și în final au descoperit un mântuitor viu. Dar s-au dus cu această credință că nu există obstacol care să le oprească. Nu există obstacol care să le stea în cale. Mulți invocă tot felul de obstacole. Pentru unii, pregătirea lor științifică este un obstacol să creadă. Adevărata știință îl descoperă pe Dumnezeu. Pentru alții, poziția lor socială. Acestora le amintim cu smerenie. În cuvântul Domnului este scris: Dumnezeu înalță și Dumnezeu coboară. De aceea să nu se creadă nimeni că este stăpân pe scaunul pe care stă. Pentru alții, obstacolul este familia, este tinerețea, lucrurile pe care le posedă, bunurile de care dispune. Dacă vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, dacă vrei să-L întâlnești pe Hristos cel viu, nu numai istorie, nu numai legendă, nu numai religie, nu numai povești, nu numai basme, nu numai tradiție, nu numai moștenire de tipul acesta posibil, este în cultura popoarelor, Iisus Hristos este viu. Este viu și se poate găsi, te poți întâlni chiar astăzi cu El. Aceasta presupune să ai curajul, ca și Maria Magdalena, să treci peste piatră, să treci peste obstacole. Trei obstacole aș menționa astăzi. Obstacolele obișnuite. Sunt obstacole obișnuite pe care le întâlnim la orice pas, le întâlnești la orice pas și care te împiedică sau mă împiedică să găsesc pe Hristos cel viu. Și știți care sunt cele mai obișnuite obstacole? Mândria, frica, păcatul preferat și amânarea sau procrastinarea. Mândria este paguma cea mai mare. Din mândrie oamenii nu pot să spună: vreau și eu să mă pocăiesc. Pentru că nu sună frumos, nu sună corect din punct de vedere politic, nu sună corect din punct de vedere social, nu sună corect din punct de vedere relațional. Dar întrebarea este aceasta: unde trebuie să sune bine lucrurile? În final, aici sau în Împărăția Lui Dumnezeu? Ce nu este bun în fața oamenilor și ce este înălțat printre oameni, cuvântul Domnului spune, este o urâciune, este o scârbă înaintea Lui Dumnezeu. Dacă mândria îți ascunde fața Lui Hristos, dacă frica te împiedică să-L vezi pe Hristos, dacă păcatul preferat te împiedică să ajungi la Domnul Iisus Hristos, dacă amânarea te împiedică, dragul meu, în seara aceasta aici, în dimineața aceasta în România sau Moldova sau în Europa de vest, ori în Australia, oriunde te vei găsi, aș vrea să-ți spun, dacă vrei să-L cauți și vrei să-L întâlnești cu adevărat pe Domnul, tu trebuie să treci peste obstacolul acesta. Este prea obișnuită scuza aceasta. Eu sunt din neam mare. Eu sunt influent. Eu sunt pregătit. Ați auzit în mesajul de dimineață cât de pregătiți sunt cei pregătiți. Snobi. Ignoranți. Sunt obstacole oameni. Obstacole oameni care împiedică pe oameni să găsească pe Iisus cel viu. Pentru Maria Magdalena, garda romană. Și dacă ați făcut puțină cercetare ca să știți ce a însemnat acest obstacol pentru Maria Magdalena, dați-mi voie să vă aduc aminte pentru cei ce cunoașteți sau să vă familiarizez cu ce a însemnat aceasta în timpul acela pentru Maria Magdalena și pentru celelalte femei, pentru ucenicii care trebuie să meargă la mormânt și să treacă peste acest obstacol. Garda romană care era pusă la mormânt era formată din 16 soldați. Ați auzit bine? 16 soldați. Și acești soldați, după ce erau duși acolo la locul unde trebuiau să păzească,
li se arăta ce trebuie să păzească. Deci care era regula? În cazul de față, li s-a arătat mormântul și sunt sigur că pentru ei, pentru moment, s-a deschis mormântul. Și piatra aceea, după toate estimările, cântărea care era la gura mormântului, pe un canal care circula prin fața mormântului, că așa erau mormintele săpate în piatră atunci, cântărea aproximativ 2 tone. Și aș vrea să vă spun ce este consemnat în documente istorice despre acest lucru. Garda romană, 16 soldați, după ce li s-a mișcat piatra, li s-a arătat, aici înăuntru este Iisus. Asta trebuie să păziți voi. După ce li s-a arătat, s-a închis mormântul și apoi s-a pus un sigiliu. Oricine încerca să rupă acest sigiliu, răspundea cu viața. Iar, aș vrea să știți și acest lucru și acest amănunt, dacă un soldat roman din cei 16 adormea la locul de pază și ceilalți îl raportau la superiorii lui, regula, citiți în istorie, regula era imediat a doua zi, ca și în curtea marțială de astăzi, era răstignit cu capul în jos. Aceasta era pedeapsa. Dacă exista și un al doilea soldat, am citit în istorie și am găsit în documente pentru cercetare, dacă era și un al doilea soldat care a dormit în gardă, acest al doilea soldat, după ce primul era răstignit cu capul în jos, sigur, era bătut, era chinuit, când era răstignit, cel de-al doilea era dezbrăcat de hainele lui și apoi hainele lui se dădea foc, iar era pus să moară arzând pe hainele lui. Asta însemna pază romană. Când a venit însă cu tremurul, Iosifus Flavius spune că acolo unde a fost Domnul Iisus Hristos, acesta despre care se spune că a fost Mesia, spune Iosifus Flavius, minunea a fost că la cutremurul de pământ care s-a produs în ziua care se numește ziua învierii, piatra aceea de 2 tone s-a rostogolit, spune la noi, s-a tradus. Dar nu s-a rostogolit, spune Iosifus Flavius, în jos, ca să cadă în jos. Minunea a fost că piatra aceasta s-a rostogolit și a căzut deasupra mormântului, în sus, 2 tone în sus. Citiți puțină istorie. Cine a făcut lucrul acesta? Îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu care au venit acolo. Obstacole oameni. Și a trebuit să întâmpine aceste obstacole. Gardă romană, sigiliu împărătesc, iudaic. Pentru alții, obstacolul acesta, om înseamnă soțul. Ai un soț care nu te lasă să mergi la casa lui Dumnezeu. Ai o soție care nu vrea să audă de pocăință, nu vrea să audă de Dumnezeu. Ai părinți care spun, sunt din neam prea mare. Ai copii pe care i-ai dat la școală și nu trebuie să facă de râs pocăindu-se. Rude apropiate și prieteni, obstacole oameni. Dacă ne uităm la oameni, și este bine să avem relații bune cu toți oamenii, pentru că nu putem trăi ca niște postnici. Nu. Noi trebuie să avem relații bune cu toți oamenii, dar nu după opiniile oamenilor se găsește Iisus Hristos. Nu după opiniile oamenilor te întâlnești cu Dumnezeu. Că după opiniile lor nu te vei întâlni niciodată. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să treci peste obstacol. Și acest obstacol, oameni. Nu soțul răspunde de tine în fața lui Dumnezeu, că și tu răspunzi, soții. Nu soția răspunde de tine în fața lui Dumnezeu, tu răspunzi. Nu părinții răspund de tine în fața lui Dumnezeu, tu răspunzi. Tu răspunzi. Eu răspund în fața lui Dumnezeu. De aceea, obstacolul oameni este un obstacol neluat în seamă de către Dumnezeu. Și apoi sunt obstacole neobișnuite. Neobișnuite. Boală. Situații limite. Nevoi urgente. Examene la școală. Interviuri. Tot felul de obstacole. Sunt oameni care vor să meargă la casa lui Dumnezeu, vor să se ducă la biserică, n-au fost tot an, măcar la Paște. Nu vi s-a întâmplat să aveți aceste obstacole neobișnuite? Tocmai atunci ai un accident și nu mai poți merge. Tocmai atunci s-a venit musafir din România și cum să-i duci la biserică? Nu? Tocmai atunci din piedicile. Cine vrea să-L cunoască pe Hristos cu adevărat și este viu, că-L cunoști tu, că nu-L cunoști. Iisus Hristos este viu. Eu cred pe El, pe cuvânt. El a spus, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Eu cred că este viu. Și dacă vrei să te întâlnești cu un Hristos viu, ca și Maria Magdalena, ca și apostolii din vremea aceea, ca și celelalte femei sfinte, tu trebuie să treci peste orice obstacol. Repet, oamenii nu trebuie să fie obstacole pentru tine, pentru aceste femei neajutorate, vorbind omenește, n-au fost obstacol 16 soldați.
dintre cei mai înrăiți era garda de elită romană. 16 soldați. Piatra de la mormânt. Își puneau întrebarea, cine ne va da piatra? Totuși s-au dus la mormânt. Pentru că au vrut să-L cunoască pe Iisus, au vrut să-L descopere pe Iisus, au vrut să-L întâlnească pe Iisus. Și în credința lor au crezut că vor întâlni, cum spuneam, un Hristos mort. Dar ele s-au întâlnit cu un Hristos viu, mărit să fie Domnul. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, și în această seară, și în această dimineață, și în această zi, acei dintre dumneavoastră care, într-adevăr, vor să se întâlnească cu Iisus cu adevărat și să poată să spună că Iisus Hristos este viu, este Domnul meu, este Dumnezeul meu, să poată să facă această mărturisire, ca și Maria Magdalena, trebuie să-L caute trecând peste orice obstacol. În al doilea rând, îl găsesc pe Iisus Hristos, cel viu în vecii vecilor, aceia care îl caută în zori. Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Dis de dimineață la mormânt. Am citit Sfintele Scripturi și am găsit acest lucru, această înțelepciune, în lumea oamenilor. Este pilda lumii, de multe ori, să vorbească bisericii. Dacă vă veți uita în Exod, capitolul 7, cu versetul 15, pentru că aceasta este pilda pe care o găsim, cuvântul Domnului spune aici în felul următor, vă rog să fiți atenți, Domnul îi vorbește cu Moise. Du-te la faraon, fiți atenți, când? Dis de dimineață, când are să iasă să se ducă la apă și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului, să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe. Că vrei să-L găsești pe Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să-L cauți în zori. Și imediat am să înțelegi ce însemnează aplicat la tine lucrul acesta. Dar aș vrea să înveți aceasta de la lume, de la oamenii care spun, sunt păgâni, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc biserici acum. Faraon a fost un împărat păgân. Se închina la soare, la Ra. Se închina la vulturi. Se închina la câte știau preoților să le spună. Se închina la Nil. În cazul de față, cuvântul Domnului spune că a vorbit lui Moise și a zis, Moise, dacă vrei să-L întâlnești pe faraon, vreau să-ți spun un lucru, Moise, faraon este foarte disciplinat în religia lui. Dis de dimineață se scoală și se duce la râul, la Nil, ca să se închine și să facă baie rituală în Nil, pentru că Nilul era rege, era zeu în Egipt. De la oameni. Sunt oameni care în mersul lor, în viața lor, sunt disciplinați cu viața, sunt disciplinați cu lucrurile. De ce n-am putea noi să fim disciplinați cu Domnul nostru Iisus Hristos? În relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să mă adresez bisericii, să mă adresez credincioșilor, tuturor celor care spun eu sunt creștin. De când nu te-ai mai întâlnit cu Iisus Hristos? De când n-ai mai avut cercetarea aceeași încât să poți să spui, m-am întâlnit cu Domnul în rugăciune. M-am întâlnit cu Domnul în cântare, m-am întâlnit cu Domnul într-o părtășie frățească, m-am întâlnit cu Dumnezeu în casa Lui, m-am întâlnit cu Domnul, de când? Este disciplina vieții, este disciplina vieții. Iisus Hristos în această privință a dat și o pildă, în Luca 16:8, este pilda ispravnicului necredincios. Spune, stăpânul a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. De multe ori știu să fie mai îndrăzneți, mai înfipți în problemele pe care le studiază, în lucrurile pe care le caută. Du-te în zori. Dar ce însemnează aceasta de fapt? Însemnează lucrul pe care Apostolul Pavel scrie lui Timotei, vino înainte de iarnă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pe Domnul Iisus Hristos îl pot găsi și îl poți găsi mai bine câte vreme ești tânăr. În zori înseamnă în puterea vârstei, din tinerețe. Nu când vei ajunge să îmbătrânești, nu când vei ajunge să ai toate lucrurile aranjate, pentru că nu-ți poți face socoteala aceasta. Este bine să ți-o faci, dar nu știi că îți va ieși socoteala. Pentru că cel ce ține cheia vieții și a morții în mână este Dumnezeu. Este Iisus Hristos.
De aceea, ca și Maria Magdalena, dis de dimineață, în zori, în tinerețe, acum în copilărie, caută-L pe Domnul Iisus Hristos. Caută-L pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă îl cauți, te gândești că îl cauți la bătrânețe, aș vrea să-ți citesc ce spune cel mai înțelept om care a trăit pe pământ înainte de Domnul Iisus Hristos. Solomon. Eclesiastul, capitolul 12, de la versetul 1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie ani când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele, ochii, și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremură paznicii casei, mâinile, și să se încovoie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe fereastră, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, la ascultătul cântărețelor se aude înnăbuși, te tem de orice înălțime, te sperii de orice drum, până nu înflorește migdalul cu peria, dacă mai este, bineînțeles, și de-abia se ferește lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funea de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Vino înainte de iarnă, vino înainte de bătrânețe, până nu ești cimentat la minte și nu mai poți pricepe. Îți moare celula nervoasă. Nu este o insultă. Acolo merg toți. Ajungi ca și în această poveste, când doi bătrâni s-au dus la doctor și a spus, ne certăm foarte des acum că am îmbătrânit. Și dar de ce vă certați? Pentru că uităm, zice. Uităm. Și pentru că uităm, ne supărăm. Dă-ne niște medicamente, așa să ținem minte, de memorie. Așa. Doctor, nu sunt din alea. Dar vă dau ceva mai ușor. Când vreți ceva să comunicați, scrieți pe un bilețel. Și vă uitați și știți ce ați vorbit. Și nu vă mai certați, vă mai supărați. S-a dus acasă și a zis, babă, așa facem de aici încolo. Stând de pe canapea și uitându-se la televizor, bătrâna a zis, aș mânca un măr, du-te adu-mi un măr din frigider. El s-a ridicat imediat să se ducă la frigider. Ea l-a oprit, a zis, ei, ia biletul și scrie ca să știi ce să-mi aduci. Că doar am fost la doctor. Și a zis, ei, lasă-mă tu, că doar atâta țin minte. S-a dus la frigider și când a ajuns acolo, a uitat ce trebuia să-i ducă. I-a dus un pahar de apă. Când i-a dat paharul cu apă, a zis, băbuța, ai văzut, băi, că ești uituc? Când mai mănânc eu acum pâine prăjită? Acum este timpul. În zori, câte vreme ești tânăr, câte vreme poți să pricepi, câte vreme mintea îți lucrează. Sigur că dacă te-a apucat bătrânețea, Dumnezeu nu te uită nici pe tine, dar vino-ți în fire acum la bătrânețe. Ce socotele îți mai faci de aici încolo? Dacă vrei să-L întâlnești pe Iisus Hristos cel viu, El este viu și El te așteaptă. Te-a tot așteptat până acum, te-a tot așteptat. Vezi că părul ți se duce, albește ce mai este, dinții ți se duc. Știți că vă spuneam lucrul acesta, fratele Lambert de Long, prietenul meu și al familiei mele, prietenul românilor, de vremea comunismului, am lucrat mult cu dânsul în România, lucra în Germania, a lucrat 29 de ani în Germania și a predicat acolo multă vreme Evanghelia, a condus bisericile pentecostale din Europa și din Germania. Și a spus, a venit într-una din vremurile acelea un american în vizită, în misiune prin Europa și a predicat într-o biserică germană. Și la biserica aceea au invitat pe cei care n-au fost la biserică și a venit un bătrân. Avea vreo 80 și ceva de ani, spunea fratele de Lom. N-a fost niciodată într-o biserică evanghelică.
Și mesajul acestui evanghelist american, pe care fratele de lung îl traducea în germană, era despre pocăință, că dacă nu, asta era un motto pe care îl repeta mereu americanul, vei ajunge acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și moșul s-a deranjat, care n-a mai fusese la biserică când tot a auzit lucrul acesta. S-a ridicat în picior și a zis, halt! Stop! Ce te vorbește ăla acolo de plânsul și scrâșnirea dinților? Dacă toată lumea sunt în rai, ori în iad asta ca semine fără dinți, ce o să facă? Cum o să scrâșnească din ei? Americanul a fost pe fază. Și a zis, nu-ți face probleme, tataie! Îți dă domnul pereche de proteză de scrâșnești până nu sunt mai gata. Vino înainte de iarnă, până nu-ți îngheață creierul, până nu-ți îngheață mintea, până nu-ți îngheață simțurile. Maria Magdalena s-a dus la mormânt dis de dimineață. Iisus poate fi găsit în zorii tinereții. Mă adresez tuturor tinerilor, tuturor copiilor de pretutindeni. Aici în America, este și în România expresia acum, este cool, e beton, spun românii. Este cool, tot e cool. Drogurile sunt cool, sexul premarital este cool, toate sunt cool. Însă să te betonezi într-o zi acestea și o să ajungi ca betonul. N-ai vrea ceva fierbinte. Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Iisus Hristos îl învia din morți. N-ai vrea să fii plin de Duhul Domnului, să te rogi lui Dumnezeu și să vindece bolnavii lângă tine. N-ai vrea aceasta. E mai mult decât cool. Este bine să fii în foc, în flăcări pentru Hristos. Caută-L în zori. Caută-L din tinerețe. Dies de dimineață, vino înainte de iarnă. În al treilea rând, pe Iisus Hristos cel viu îl găsește cine îl caută în întunericul vieții. Uitați-vă din nou la versetul 1, partea 3 a acestui verset. Maria Magdalena s-a dus la mormânt pe când era încă întuneric. Pe când era încă întuneric. Maria Magdalena a știut mai bine decât oricine ce însemnează întuneric, în sensul spiritual al cuvântului vorbind. Potrivit Marcu 16 cu 9, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos a găsit-o pe Maria Magdalena în întunericul cel mai profund. 7 draci locuiau în ea. 7 duhuri demonice. Știi ce înseamnă aceasta? Să vrei să faci ceva și să nu poți. Să-ți propui să mergi undeva și toată voința să-ți fie paralizată. Să vrei să cânți și să nu poți. Să vrei să te stăpânești de la poftele acelea sălbatice și să nu poți. Să vrei să stai cu soțul și cu soția și dracii din tine te duc la femeia altă și la bărbatul altia. 7. 7 demoni. Ea știu ce înseamnă întuneric. Ea s-a sculat, nu numai în zori, pe când era încă întuneric. La Iisus Hristos, dacă n-ai venit în zori, dacă n-ai venit dând la o parte obstacolele, cel puțin în întunericul vieții vino la El. Și câte întunericuri nu sunt. Dar ca să poți să înțelegi, trebuie să înțelegi în primul rând că Iisus este lumina, trebuie să vii la lumină. Dacă tu ești în întuneric, dacă ești împătimit, dacă ai întuneric în casa ta, dacă ai întuneric în viața ta, dacă este întuneric în relațiile tale, dacă este întuneric în stilul în care faci business, toate murdăriile, toate compromisurile, dacă este întuneric în gândirea ta, în mintea ta, dacă este întuneric chiar aici, ai venit la biserică și în loc să te bucuri de cuvântul Domnului, să te închini, să ridici mâinile spre cer, te uiți și imaginezi sălbatic în mintea ta, ești în întuneric. Ești în întuneric. N-ai să-L vezi pe Dumnezeu în biserică și n-ai să-L vezi nicăieri. Caută-L pe Domnul în întunericul acesta. Vino la El, că El este lumina. Iisus este lumina. Ioan 8 cu 12, cuvântul Domnului spune, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iisus Hristos este adevărata lumină. El îți dă adevărata înțelegere, adevărata cunoștință, adevărata putere. El te pune în picioare. Te scoate din gunoiul patimilor, te scoate din ruina aceasta în care zace toată lumea pentru că zace în cel rău.
Iisus Hristos. Și pentru că este viu, poate să facă lucrul acesta. Un Dumnezeu mort nu te poate lumina. Un Dumnezeu fără putere nu se poate vorbi. Un Dumnezeu fără gură nu se poate adresa ție. Un Dumnezeu fără mâini nu te poate binecuvânta. Iisus Hristos e viu. Are mâinile întinse spre tine, are ochii pironiți spre tine, are inima pentru tine. Când vede mulțimea, îi se umple inima de milă, de compasiune, așa cum spune către Israel. Am vrut să te nimicesc, Israele, însă când m-am uitat la tine, m-am umplut de compasiune. Nu pot de milă, nu pot de milă, vreau să-ți fac bine, vreau să te ridic. În întuneric, de acolo din întuneric, vină la lumină. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos te aduce la adevărata lumină. Nu este lumină în mahomedanism, nu este lumină în islamism, este întuneric, este terorism, este păgânism, este demonic. Nu este lumină în budism. Veți zice, nu-i tolerant, fratele Gog, nu sunt tolerant cu păgânismul. Nu sunt tolerant. Dar Domnul iubește pe cei ce sunt în întuneric și îi cheamă de acolo. Vrea să-i aducă la lumină. Eu sunt lumina lumii. Evanghelia te întoarce de la întuneric la lumină. În Fapte 26, 17, 18 spune cuvântul Domnului către Pavel: te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satane la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Întuneric înseamnă păcat, întuneric înseamnă vrăjitorie, întuneric înseamnă horoscop, întuneric înseamnă să ghicești în cafea, întuneric înseamnă să întorci spatele lui Dumnezeu. Întuneric înseamnă procrastinare, să amâni să te împaci cu Dumnezeu. De aceea caută-L, ca și Maria Magdalena, în întunericul vieții tale. Tu știi ce întuneric este acolo în viața ta. Îți știi patimile, îți știi poftele, îți știi relațiile, îți știi gândirea, știi prea bine. Știu că te frământă cuvântul care l-auzi. De ce îmi vorbește mie? De ce mă face să mă simt incomod? Nu eu, este Duhul Domnului. Este Duhul Domnului. Domnul Iisus Hristos vrea să fie găsit. Și vrea să fie găsit. Și dacă n-a, pentru că de obstacole te-ai temut, mai ales mândria, nu ți-a dat voie să te pocăiești. Și pe de altă parte, ți-a fost greu să te disciplinezi ca să vii la El. Ei, acum ai ajuns în întuneric. Acum te apasă toate lucrurile. E necaz. Toate lucrurile au venit peste tine, toate valurile. Ei, în lucrurile acestea, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Evanghelia îți vorbește. Aici îl poți descoperi pe Dumnezeu. Cine-L cunoaște pe Iisus nu mai umblă în lumină. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Glorie Domnului! La El. Dar de ce îl poți găsi pe Iisus în întunericul tău? Știți de ce? Pentru că întunericul tău este locul cel mai prielnic pentru Iisus Hristos. Este un loc prielnic pentru Iisus Hristos. Am găsit în 1 Împărați 8:12 acest cuvânt profund pe care înțeleptul Solomon a spus. Atunci Solomon a zis, fiți atenți, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Da. În întunericul din casa ta. În întunericul din business-ul tău, în întunericul din practica ta. Nu că îi place de întunericul acela, dar Domnul vrea să se coboare acolo ca să te lumineze. Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. S-a coborât în templu. Iisus Hristos a zis, vreau să locuiesc o vreme în întuneric. Și a venit în mijlocul oamenilor. A văzut ce înseamnă pofta cărnii, dar n-a fost murdărit de ea. A văzut ce înseamnă momeala păcatului, dar n-a fost atins de ea. A văzut ce înseamnă să fii flămând, a văzut ce înseamnă să fii batjocorit, a văzut ce înseamnă să fii respins, a văzut ce înseamnă să faci bine și oamenii să fie nerecunoscători. A văzut ce înseamnă să ți se spună pe nedrept, ești fiul din curvie. A văzut ce înseamnă lucrul acesta, l-a durut. Înainte ca tu să treci pe acolo, a trecut el. De aceea, el știe să locuiască în întuneric. El îl poți găsi în întuneric. În întunericul vieții tale, în întunericul durerii tale, în întunericul încercării tale, în întunericul familiei tale, în întunericul crizei tale. Poate că și eu vreau să-mi luați diplomatul de acolo, că mi-am uitat o carte și cred că trebuie să scriu și eu bilețele de aici încolo. Să-mi scriu în bilețele, dragă.
hop că am pus ce trebuie să pun. Dacă nu vă spun din memorie, cred că din memorie trebuie să vă spun. Fratele Arfi, care are ca și mine memoria, tot așa zice. În întunericul tău. În România a apărut o carte scrisă de o doctoriță, deci un cadru medical din Bistrița, care și-a propus să documenteze mișcarea aceasta de trezire spirituală din Zalău. Pastorul de acolo, fratele Joldeș, a fost aici pe la noi de două ori, mi se pare. Și după ce doctorița aceasta se duce și intervievează și cercetează și încearcă să găsească formula și răspunsul, prezintă 12 cazuri acolo de oameni a căror mărturie se duce și o verifică. A căror mărturie se duce și o verifică. Este această doamnă, Dorina Moraru. Familie influentă, business bun, dar cu necazuri în familie. Și-au încercat să-și rezolve necazurile în multe feluri. S-au dus la foarte mulți preoți, au plătit foarte multe slujbe ca să iasă din necazuri. N-au ieșit. Și atunci au primit ultimul sfat, să se ducă la vrăjitor și să caute sfatul unor vrăjitori. Însă, doamna Dorina Moraru a zis, când mi s-a spus să mă duc la vrăjitori, am zis, ei, chiar aceasta nu mai fac. Chiar aceasta nu mai fac. Dar s-a întâlnit cu niște oameni care au spus, este sfat și lumină în altă parte. Este la Dumnezeu. Și doamna Dorina Moraru s-a dus în familia fratelui Joldeș. Spune această doctoriță. Deci după ce se duce și intervievează și consultă dosarul și filele medicale acestei doamne, Morar. A văzut că oamenii aceștia se roagă lui Dumnezeu, profețesc și a zis, în lumea asta modernă să se roage oamenii lui Dumnezeu, să se mai ducă la stăruință după biserică, să mai profețească. Și rând pe rând cuvântul Domnului spune că i-a atins inima. A început să intre Domnul în întunericul ei. Una din problemele pe care ea le avea, nu aveau copii și erau familie stărită și își doreau copii. Și spune într-o zi, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o profeție. Dacă te împaci cu mine, dacă faci legământ cu mine prin botez și crezi în mine, îți voi dărui un copil. Și doctorița din Bistrița s-a dus să verifice dosarul medical. S-a botezat, l-a primit pe Domnul și s-a botezat. Și la o lună după ce s-a botezat, a rămas însărcinată. 7 săptămâni după ce a rămas însărcinată, s-a dus la doctor. Mai avusese o pierdere, sora Moraru, acum. Doctorița o cunoștea, i-a făcut un ecograf în Zalău și a zis, sarcina noastră s-a oprit, înseamnă că fătul este mort. I-a arătat, uite, nu este puls, nu este nimic, veniți peste o săptămână să încercăm din nou. Și s-a dus 3 săptămâni la rând. Același lucru. Atunci spune doctorița aceasta că sora Moraru acum s-a dus din nou și s-a rugat Domnului. Și cuvântul profetic între ei a fost acesta. Am pus această barieră înaintea ta ca să te înveți să depinzi de mine, nu de oameni. Du-te din nou la doctor și copilul pe care ți l-am făgăduit se va naște.
Și a spus, m-am dus din nou la doctor și am făcut ce n-am făcut niciodată. Am înregistrat profeția. M-am dus în birou la doctoriță și i-am pus profeția și am zis, uite, eu m-am pocăit și uite Dumnezeu. Și am văzut pe doctoriță că sunt scărpinată în cap și a zis, săraca. Dar m-a pus la ecograf și doctorița a început să țipe. Are inimă. Îi bate inimă. Are viață. Și uite că se vede că încep să-i crească mâini și picioare. Și-au crescut. Și-au crescut. Asta se întâmplă în 2004. Copilul are 2 ani astăzi. De ce? A vorbit Dumnezeu. A vorbit un Iisus viu. Un Dumnezeu care a venit să comunice cu noi. Să comunice cu tine. Și să-ți spună. Și să-mi spună. Peste obstacole n-ai vrut să treci. Disciplină n-ai vrut. Ei, uite, acum ești în întuneric. Haide măcar acum în întunericul tău. Apropie-te. Pentru că Domnul are lumină. Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. În întunericul tău. În întunericul meu. În ecazul tău. În ecazul meu. În problema ta. În problema mea. Și o face nu pentru că e mort. O face fiindcă e viu. Nu pentru că l-au ascuns evreii. E pentru că a înviat din morți. Nu pentru că a fost biruit de moarte, ci pentru că a biruit moartea. Pentru că e Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos este viu. Este viu. Unde-L cauți? Cum îl cauți? Treci peste obstacole. Caută-l acum de tânăr, în zori. Vino la el înainte de iarnă, înainte de îmbătrânețe. O, dacă ai ajuns chiar să îmbătrânești, Iisus Hristos a avut răbdare și aștepta după tine până în momentul acesta. Ai rămas încă în întuneric. Întoarce-te la el. Ești tânăr și ești în întuneric. Întoarce-te la El. Iisus a înviat pentru tine. Iisus a înviat pentru mine. Iisus a înviat pentru cei ce vor să-și pună viața în mâna Lui. Și când îți pui viața în mâna Lui, spune El, din mâna mea, nimeni nu poate să-i smulgă. Mă bucur să-ți vestesc un Hristos viu. Mă bucur să pot să spun cu adevărat, Iisus a înviat din morți. Și vreau să spun că este aici în biserică. Este aici în biserică. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Nu știu care sunt obstacolele tale. Nu știu care e disciplina vieții tale. Nu știu nici care este întunericul vieții tale. Dar știu un lucru. Iisus poate trece peste toate. El te poate găsi în toate, în oricare, și te vede în toate. De aceea, dacă în această seară aici în Biserica Emanuel, ori în ziua de astăzi, în dimineața aceasta, la radio, la Micul Samaritean sau pe internet, inima ta a început să fie pătrunsă de Duhul Domnului și a început să vezi lacrimi, nu te-am făcut eu să plângi, te cerceta Duhul Domnului. Dumnezeu s-a coborât în necazul tău, în întunericul tău. Este bucuria Domnului să locuiască în acel întuneric. Cheamă-L în casa ta, în relațiile tale. Dacă ești aici, dacă ești acolo unde te afli, spune, Doamne, știu că ești viu. Știu că ești adevărat. Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine în întunericul meu. Pentru că Tu vorbești de pace poporului tău și prea iubiților tăi. Te rog, Doamne, ridică-mi povara. Ia-mi povara. Și dă-mi în schimb puterea învierii tale. Amin? Puneți
viața în mâna Domnului în rugăciunea care urmează. Ne rugăm cu toții Domnului. Spune-i păsul tău, spune-i obstacolele tale. Spune-i problema tinereții tale, întunericul tinereții și bătrâneții tale. Spune-i Domnului. Și Domnul, cu siguranță că va lucra și în dreptul tău, pentru că El nu caută la fața omului. Lucrează în dreptul oricăruia care îl caută cu tot din adinsul. Ne rugăm Domnului cu toți.